Salutare, prieteni! În acest videoclip am să vă arăt cum putem să ne protejăm grădina și plantele noastre de îngheț folosind simple trucuri care ne ajută să ne păstrăm legumele în viață și sănătoase. În această perioadă, cu temperaturi foarte scăzute, plantele noastre pot avea de suferit. Chiar să moară, deoarece anumite legume, chiar dacă suportă temperaturi mai scăzute, pot îngheța atunci când termometrul atinge minus 5-10 grade. Anumite legume, ca și brocoli, varza de Bruxelles, vor primi un gust mai bun dacă îngheață. Însă nu toate legumele sunt la fel. De aceea vom folosi anumite trucuri pentru a le proteja de îngheț. Iată care sunt acestea. Acoperă plantele cu un țesut, nylon sau cu o folie anti-îngheț din comerț. Acest lucru oferă plantelor protecție împotriva înghețului, schimbărilor bruște de temperatură, împotriva vântului și împotriva dăunătorilor. Mențin o temperatură crescută sub această folie, permite trecerea razelor solare, iar acest lucru ajută legumele să supraviețuiască și să se mențină sănătoase, chiar dacă afară temperaturile sunt oscilante și mai scăzute. Este foarte important să acoperim plantele mai ales în timpul nopții, deoarece atunci temperaturile vor fi cele mai scăzute. Mulcirea solului. Mulciul este un strat de materie organică format din materiale vegetale sau sintetice care protejează solul de temperaturile scăzute sau ridicate și care are foarte multe beneficii pentru grădina noastră. Mulciul protejează pământul de îngheț și de razele puterice ale soarelui vară. Împiedică evaporarea apei, iar planta va reuși să reziste mult mai mult fără apă și nu va trebui odată așa des. Puteți folosi ca și mulci frunze, paie, iarbă, cât și rumeguri sau scoarță de copac. Udă plantele la prânz Chiar dacă pare ciudat să uzi plantele iarna, Însă acest lucru ajută plantele să supraviețuiască înghețului. Menține solul cald în timpul zilei, deoarece iarna vântul este uscat și rece. Iar dacă acestea sunt deshidratate, vor muri mult mai ușor. Udăm plantele atunci când temperaturile sunt peste 0 grade și avem destul timp ca să se absorbă apa până noaptea la îngheț. Îngrădește grădina cu panouri, cu un gard, astfel încât să ofer protecție împotriva vântului și înghețului. Este foarte important să nu lăsăm grădina noastră descoperită fără protecție, deoarece vântul va fi mult mai puternic și temperaturile mult mai scăzute într-un spațiu deschis. Este de preferat să avem mereu plantele într-un colț, lângă un perete sau încojurate de panouri ca să le protejeze de îngheț. Acoperă plantele cu sticle de plastic. Dacă nu dispuneți de materiale pentru a crea tuneluri anti-îngheț, putem crea o mini-seră pentru fiecare plantă în parte, fără niciun ban, Reciclând sticle de plastic. Este foarte simplu și eficient. Tot ce trebuie să faceți este să tăiați fundul sticlei și să o plasați peste plantă. Aceasta permite trecerea luminii și protejează în același timp și planta de îngheț. În timpul zilei, este mai bine să o descoperiți astfel încât să nu se creeze umiditate excesivă în interiorul sticlei. Desigur, pe lângă toate aceste trucuri, este foarte important să alegem legume care rezistă bine temperaturilor scăzute, cum sunt brocoli, fenicul, varza de Bruxelles, salata, spanacul, prazul, ceapa, ridichile și țelina. Acestea rezistă iarna, ba chiar unele dintre ele vor primi un gust și mai bun în caz de îngheț. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru mai multe videoclipuri interesante ca acesta. Vă mulțumesc!